Deci am făcut un story pe Insta și au venit oameni cu peste 1 milion de euro cumulat. Salutare frumoșilor, bine ați venit pe canalul vostru de YouTube, unde învățăm educație financiară împreună și oarecum totul despre bani. Lăsați-mă să vă pun o întrebare. Ce au apărut prima oară? Banii sau registrele contabile? Pentru că sunt sigur că nimeni nu v-a întrebat chestia asta. Gândiți-vă atunci când mergeți, de exemplu, la McDonald's să faceți o cumpărătură. Voi practic tranzacționați bani, dar unde-s banii? Dacă plătiți cu telefonul sau cu cardul, banii nu se văd, banii sunt digitali. Însă ce se întâmplă în momentul ăla? Eu dacă mă duc și am pus cardul acolo să plătesc, sau bineînțeles cardul digital pentru că l-am integrat în wallet-ul meu de pe telefon, în momentul ăla un registru contabil crește și un registru contabil scade. Care-i care? E logic, nu? Deci vă las pe voi să răspundeți la întrebarea asta. Și ca să mergem mai departe, vreau să vă explic cum am făcut rost de finanțare 35.000 de euro, pentru că urmează să dezvoltăm compania și mai mult, iar atunci când dezvolți o companie ai nevoie de lichidități, pentru că dacă stai să strângi profituri, să strângi practic bani, până dezvolți și până îi strângi, ajungi să pierzi în fața competitorilor o grămadă de teren din cauza asta. Și nu așa se fac afaceri, este mai bine să te împrumuți, iar dacă nu vrei să te împrumuți, practic, înseamnă că nu crezi în visul tău sau în afacerea ta. Și da, poate eu am avut noroc pentru că lumea mă știe deja pe Instagram și am făcut practic o serie de story-uri, de fapt totul a plecat de la un singur story. Caut un partener în business, ofer 5% și vreau 35.000 de euro. Sau maxim 3 parteneri și fiecare să vină cu minim 10.000 de euro ca să poți să completezi suma, pentru că avem nevoie de readus locațiile actuale la conceptul actual de franciză pe care îl dezvoltăm pe Bubble Waffles. Și mai există mitul ăla acum că, băi, sunt foarte mulți bani în piață, dar unde sunt banii ăia? Deci banii ăștia nu vin pur și simplu la tine pentru că ai tu o idee de afacere. Lumea trebuie să știe cine ești, cu ce te ocupi și să-ți vadă munca în fiecare zi. Eu asta fac de aproape un an de zile pe social media. Toată lumea știe ce fac, știe care sunt conceptele mele, știe ce realizări am, știe ce failuri am, le-am zis pe toate și uite așa lumea a ajuns să prindă încredere în mine. Și după ce am făcut seria de story-uri, am primit peste 80 de mesaje cu oameni care vreau pur și simplu să arunce bani așa în mine. Am făcut un calcul din toți banii care se strânseseră în mesajele, erau peste 1 milion de dolari. Am rămas wow. Însă aveam nevoie doar de tranșa asta de 35.000 de euro ca să mergem mai departe cu ce avem de făcut. În momentul ăsta am semnat 3 francize pe Brașov, care deja a început oarecum construcția, puteți să o vedeți în centru vechi, este lângă Subway. În al doilea rând, Bucureștiul, este tot în centru vechi al Bucureștiului, lângă Fredo Cafe, este un spațiu micuț acolo. Doar ce am semnat pe Ploiești și acum căutăm un spațiu în Shopping City. Și așteptăm un răspuns pentru Timișoara, să vedem. Iar până la sfârșit de an, probabil că o să mai semnăm câteva, iar la anul mai vrem să semnăm încă 10-15 francize, depinde. Depinde de partenerii care vin, practic, pentru că am avut 125 de cereri în primele 2 luni de când am anunțat franciza, dar nu puteam să le onorăm pe toate. Planul a fost să mergem ușor și să construim cum trebuie cu primii 3 francizați ca să ne asigurăm că își fac treaba, că altfel noi nu vom fi plătiți și nici ei nu o să facă bani. Așa că totul trebuie să fie interconectat, trebuie să ne asigurăm că prima oară francizații fac bani și după aia, în al doilea rând, plătesc practic redevențele lunare. Dacă ei nu fac bani, nici noi nu o să facem. Așa că după ce am primit toate mesajele astea și am ales câțiva pe care să-i sunăm mai departe, că mi s-au părut mai interesanți, no offense pentru ceilalți care pur și simplu au avut încredere să-mi zică, bă, am 10.000, vreau să investesc cu tine, însă și pentru ei avem un plan, o să vi-l spun la sfârșit de clip. Că puteam să zic, bă, ok, ia să iau eu toți banii și după aia plec pe o insulă din asta exotică și nu mai mă interesează de nimeni, dispar din social media și gata. Însă v-am explicat, nu mă interesează chestia asta să fac bani pe termen scurt, la fel și cu francizele puteam să fac, dar nu am ales asta, am ales să construim ușor pe termen lung. Așa că practic, pentru ca treaba asta să fie complet legală, avocatul nostru a muncit undeva la o lună de zile să creeze contractul ăsta ca să asigure ambele părți, și pe noi și pe băiatul ăsta care a venit. Și era o chestie de vreo aproape 10 pagini și era foarte, foarte complex. Am făcut undeva la 2 sau 3 zoom-uri, nu mai țin minte, câteva telefoane, inclusiv băiatul, care o să vedeți cine este și de unde vine. A trebuit să zboare tocmai din Germania, doar ce a venit astăzi, am semnat, i-am arătat și lui locațiile să vadă în ce se bagă. Deci am făcut o treabă peer-to-peer de genul, adică am eliminat bursa sau imperiul leilor, să mergem să luăm de acolo niște bani sau să așteptăm să obținem niște finanțări sau să mergem la bancă și iar să facem o refinanțare. Am preferat să încercăm metoda asta pentru că vrem să fie și un exemplu pentru fiecare dintre voi, dacă aveți un vis în momentul ăsta sau o idee de business, să știți că bani există la cei pe care nu-i cunoașteți. Pe băiatul ăsta nu l-am cunoscut. Îl cheamă Alex, are 31 de ani, este din Timișoara originar și a plecat în Germania acum 3 ani de zile și muncește în IT acolo. Așa ne-am găsit prin internet. Insta story, nici măcar postare n-am făcut. Și practic cu treaba asta am observat că sunt foarte, foarte mulți tineri care au bani și nu știu în ce să investească sau le e frică să investească, așa că am decis pe viitor, deja am început să lucrăm la asta, să dezvoltăm practic o companie de crowd investing pentru tineri care pur și simplu au 10.000, 7.000, 20.000, 50.000 de euro
nu știu ce să facă cu ei și practic aici putem să finanțăm mult mai multe business-uri, chiar unele ale unor tineri care la fel au ideea și n-au finanțare. Deci practic o companie de crowd investing de genul ăsta aduce banii, ideile și execuția pentru business-urile respective. Am început să lucrăm cu avocatul nostru la chestia asta de ceva timp pentru că este foarte șmecher și ne înțelegem foarte bine cu el. Și vă recomand și vouă, dacă începeți un business, trebuie să vă găsiți neapărat un avocat foarte, foarte bun care să vă protejeze de anumite tâmpenii care se întâmplă. Și poate chiar o să-l aduc vreodată într-un vlog să răspundă la niște întrebări de astea despre business, consultanță și legislație care e foarte, foarte importantă. Deci, pe scurt, lucrăm la a crea compania asta de care ziceam, de crowd investing, mai ales pentru tineri care pur și simplu nu știu ce să facă cu banii aia. Și bineînțeles, un temei legal care să fie încorporat în compania asta care să protejeze pe toți stakeholderii. Deci ăsta ar fi un îndemn la adresa fiecăruia dintre voi, dacă aveți un plan sau o idee de afacere, puteți să întrebați pur și simplu printre străini, însă nu vă va aloca nimeni niște bani sau nu va intra nimeni în business cu voi dacă nu are încredere în voi. Și ca să aibă încredere în voi, trebuie să știe omul respectiv sau oamenii, trebuie să știe cu ce vă ocupați, care sunt rezultatele, care sunt problemele pe care le-ați avut, care sunt practic soluțiile pe care le-ați găsit, unde vreți să mergeți, încotro vă îndreptați, care este compania, care este ideea de business, trebuie să dați totul pe față. Pentru că primesc foarte multe mesaje, inclusiv pe Instagram, de la oameni tineri care au idei foarte bune, însă când intru pe profilele lor, au trei poze. Una de la mare, una de la munte și una când fumează o țigară la scara blocului. Și apoi dacă îl găsesc pe omul ăsta pe LinkedIn și îl văd după aia la cămașă sau la costum, să știți că mie unul nu-mi inspiră încredere și cred că nici altora nu le inspiră. Deci trebuie oarecum să aveți cam aceeași față și același comportament cam aproape pe toate platformele din social media. Să știți că aveți nevoie să fiți mult mai prezenți în social media și să dați tot ce aveți din voi în fiecare zi negreșit. Așa că dacă vreți mai multe detalii, intrați la mine pe Instagram și vedeți postarea pentru că am pus mai multe detalii acolo. Îl vedeți și pe Alex, suntem în fața la Bubble Waffles în Constanța și sper că asta să fie o sursă de inspirație pentru toată lumea în cazul în care își caută finanțare pentru afacere. Sau poate că unii dintre voi la fel aveți bani și căutați o afacere pe care să o finanțați și să câștigați, bineînțeles, pe termen lung. Trebuie să găsiți un om care vă inspiră încredere, care vă arată exact ce face, care vă arată ideile, problemele, soluțiile, care sunt eșecurile, care sunt rezultatele, în fiecare zi să fie foarte prezent în social media. Ăla e un om de încredere. Și nu uita, dacă vrei să investești bani, de exemplu, mai puțin, poți să te duci pe aplicația Maiar, îți las un link în descriere și la fiecare 200 de dolari, la fiecare 200 de dolari pe care îi depui și cumperi e-gold cu ei, primim amândoi câte 10 dolari. Apoi e-gold-ul îl poți pune la staking, să-ți producă mai mulți e-golds și să faci mai mulți bani pe termen lung. Asta doar dacă vrei. Așa că mersi că te-ai uitat până la finalul clipului, lasă un like la clip pentru că o să ajute foarte multă lume să vadă clipul mai departe și un subscribe pentru că tragem să fim nebuni și să ajungem la 1 milion de subscriber până la sfârșit de 2021. Pe data viitoare!